pentru internet? Și răspunsul e că eu cred că textele care se scriu pentru promovare pe internet pot fi folosite în orice alt context. Dacă știți să scrieți un text care este făcut pe internet și poate fi citit, vă ajută în multe alte contexte. Principiile pe care le folosesc ca să scrie astfel de texte, le folosesc în multe alte aspecte. Un text pe internet poate să fie un e-mail, un site de prezentare, un blog, un mesaj pe rețelele sociale, lucruri de genul ăsta. Însă, în viața de zi cu zi avem unde am făcut o mulțime de texte, de la o simplă cerere până la, nu știu, să scriu un SMS. Vedeți că dacă știți principiile acestea, vă ajută și în alte aspecte. Și o primă sarcină are legătură cu telefoanele mobile. Și o să vă invit să scrieți un sfert de pagină despre cum ați vinde telefonul mobil. Și nu acum, dar la sfârșit, îmi veți citi textul. Și voi atrage atenția asupra unor aspecte. Așa că vă invit să faceți un text de un sfert de pagină în care să vindeți telefonul mobil. Ca și cum ați convins să cumpăr telefonul. Sau ce telefon? Sau telefonul Nokia? Cel mai bun ar fi telefonul noastră. Nokia N61, care e foarte bun pentru că îl cunoașteți și știți care sunt caracteristici. Nu este atât de important modelul, cât ce ar mai alege să prezentați și cum faceți asta. Deci, eu pun?